Absolvenții de liceu din Maramureș au început astăzi probele scrise ale bacalaureatului. Conform obișnuinței, primul examen a fost la limba și literatura română, la care s-au înscris 3176 de tineri. 3 ore au avut la dispoziție pentru a rezolva subiectele care se pare că au fost la nivelul așteptărilor unora dintre ei. Ușor! Da! De 10? Nu chiar! Dar de cât? 8.59, cam pe acolo. O pica poezie, Minescu sau Tudor Arghezi? A fost ok. Cam ce ați făcut la cursuri? Da. A fost mediu, a fost ok. Nu m-am așteptat la subiectul 3 să ne cadă Eminescu. De ce? Păi s-a mai dat poezie și în anii trecuți, dar a fost o surpriză extraordinară. Deci, crezi că vei lua o notă mare? Mă aștept de la un 6 în sus, în orice caz, nu vreau să zic o anumită notă, pentru că nu sigură totuși, depinde și de cine corectează. Te-ai pregătit mult pentru examen? Da. De la 6 în sus, 7. Și te mulțumește? Pentru cât am știut, da. M-am pregătit, dar m-am supărat că nu a fost ce mi-am dorit la subiectul 3. Subiectele au fost accesibile. Subiectul a fost chiar foarte, foarte accesibil, fiind un text legat de călătorii, de locul natal. Subiectul, textul argumentativ a fost bazat tot pe subiectul 1. La subiectul 2 am avut didascaliile și indicațiile scenice, rolul lor în citirea unui text de gen dramatic. Iar la subiectul 3 am avut 2 poezii. Lucian Blaga, Eu nu scrivesc corola din minunea lumii, sau Ioan Barbu, Riga Cripto și Lapona Enighel. Subiectul 2 la fel, în schimb subiectul 3 fiind poezie, trebuia să cunoști versuri ca să poți să dai elementele necesare. A fost bine, o picat Eminescu, ceea ce era de așteptat, nu a mai picat poezie de 4 ani, mă așteptam speech Eminescu și am văzut. Și să înțeleg că nu este Eminescu pe gustul tău? Nu neapărat. Bine, în general nu-mi place poezia, aș preferat un text, un roman interbelic, dar nu mă plâng. Anul acesta bacalaureatul se desfășoară în 2 etape. Probele orale au avut loc în iarnă, iar acum probele scrise. Marți se va desfășura proba la limba și literatura maternă, iar miercuri proba obligatorie a profilului. Ultima probă scrisă din această sesiune, cea la alegerea profilului și specializării, este programată joi 28 iunie. Potrivit informațiilor Inspectoratului Școlar Județean, de la prima probă scrisă a bacalaureatului au lipsit 238 de candidați. Alți 4 au fost eliminați din concurs. 3 pentru că au uitat că în examen nu pot intra cu telefoanele mobile, iar unul pentru că avea asupra sa o foaie cu notițe, mai simplu spus, o fițuică. 3 dintre ei erau arondați la centrul de examen de la Liceul Borșa, iar unul la centrul amenajat la Colegiul Dragoș Vodă, Sighetu Marmației.